După plecarea din Portugalia către Cuba, Mexic și în final Rio de Janeiro, Brazilia, unde stă între 1941 și 1948, se întoarce în Portugalia pentru că toată perioada aia pe care a stat în lumea nouă a trăit într-o tânjeală îngrozitoare pentru Europa și el spera în continuare pentru România, să se întoarcă în România. Și se stabilește în Portugalia pentru că Portugalia era cel mai aproape de familia lui, străbunica lui fusese una dintre cele mai importante regine ale Portugaliei, Maria a doua, Maria II de Braganța, bunica lui, fata acestei regine, Dona Antonia, care era mama lui Ferdinand. Deci el nu accepta ca situația în Europa în anul 1948 să rămână la fel. Tot spera să se facă o schimbare. Când a ajuns în Portugalia, și-a cumpărat o casă, vroia să trăiască ca un nobil și și-a cumpărat această casă în Estoril, în care a stat din 1948 până în 1953, în primăvară, când a murit. Deci 4 ani de zile el a trăit aici. El a trăit aici, în casa asta, el a iubit aici enorm, a iubit țara și l-a iubit pe Mihai, despre care scrie în fiecare zi în jurnalul lui. A suferit pentru tot ce se suferea în România, pentru toate problemele poporului lui, despre care vorbea cu multă dragoste. Și a continuat activitățile lui culturale, pentru că era un om cu mari înclinații către cultură, către cunoaștere, către artă, literatură. Citea mult, scria mult, mergea la concerte, dădea concerte aici în casă câteodată. Avea o gospodărie foarte românească, în care se gătea mult mâncare românească, se sărbătoreau sărbătorile tradiționale românești. În zona asta trăiau foarte mulți membri ai familiilor regale europene. Cel mai bun prieten al lui era regele Umberto al Italiei, care stătea nu departe de aici și care era un deal casei. Îi le făcea vizite neanunțate, era invitat la masă, se mai vizita cu nu familii regale direct, dar cu membrii ai aristocrației europene. Mergea foarte des la cazinou, cu toții mergeau, jucau cărți, jucau la cazinou, mergea la cinematograf, exista aici foarte aproape un cinematograf și era unul la cazinou. S-a ocupat de colecția lui de timbre, care erau foarte valoroase, din care a și vândut o parte la Londra. Făcea o grămadă de activități caritabile, de asemenea, trimitea multe pachete în România și se îngrijea de, lăuda întotdeauna când prietena lui Olga Cadaval, care era un mecena cultural aici în Portugalia, susținea activități de caritate pentru copiii din Portugalia, iar el era foarte apreciativ și vroia să facă același lucru pentru copiii rămași fără părinți sau copiii fără mijloace în România. Deci vroia să facă și treaba asta. Părerea mea e că nu i-a ajuns și că el de fapt a murit de o inimă spartă, broken heart, sperând mereu ca ceva să se întâmple, o minune să se întâmple și el să se poată întoarce în România, să-și continue munca pe care a făcut-o acolo și care a dat roade, o grămadă de roade. Este nu numai un om care apreciază cultură și care apreciază transformarea omului prin accesul la cultură, dar apreciază natura. Și-a făcut grădină de zarzavat, vorbește despre leușteanul lui, și lucra mult în grădina de zarzavat. Îi plăcea Portugalia, mai ales zona asta, are multă natură, are un munte nu prea înalt, dar aproape, până să ajungi la Sintra, e un loc spectacular, o plajă spectaculară care se numește Ghinșu, unde se poate merge pe plajă. El făcea și această baie de natură, nu numai baie de cultură. Când eu am
cumpărat apartamentul meu în această casă, nu știam mai nimic despre regele Carol. Dar sigur, stând aici și mergând pe coridoarele astea pe care a mers și el foarte des, am început să citesc. Am început să citesc istoria legată de timpul lui în România, istoria legată de viața lui și m-a uimit că de fiecare dată se vorbește, era un om foarte inteligent, era un om foarte cultivat, era un om care a dezvoltat România economic și cultural. Citindu-i jurnalul, mi-am dat seama că omul ăsta chiar trăia cultura. După aia am citit și am găsit. Dezvoltarea cea mai accelerată a vieții culturale în România s-a întâmplat în acești 10 ani de monarhie, dintre 1930 și 1940. Cum s-a dezvoltat? Prin fundațiile legale, el a încurajat foarte mult literatura, a încurajat scriitorii români să publice. Interesant este că în perioada asta cărțile publicate de scriitorii români se și citeau. Și întâmplător, eu am o tangență aici, bunicul meu era editorul de la Cugetarea, bunicul meu tipărea cărți și perioada cea mai fertilă a vieții lui de editor a fost în acești ani, 1930-1940. Pot să dau un exemplu cu Cezar Petrescu, care din 1930 până în 1940 a câștigat o sumedenie de bani să poată să-și facă casa de la Bușteni, care este foarte frumoasă și foarte, foarte interesantă. În perioada asta, și-a mai citit și de la alți oameni, o știu nu numai de la bunicu, că bunicul meu era Petre Georgescu de la Fras, că un scriitor în sfârșit reușea să trăiască din banii pe care îi făcea pe scris, lucru care este foarte rar. În zilele noastre este aproape inexistent. Deci, după aia, să nu uităm de Muzeul Satului. El a sprijinit înființarea acestui muzeu al satului. Și când vorbesc că e un om al culturii, nu neapărat al culturii de salon sau al culturii culte. Era foarte iubitor de cultură tradițională românească. Muzeul Satului e o mărturie foarte bună. Aici în casă avea o cameră întreagă, era probabil și la modă, dar avea o cameră întreagă mobilată tradițional românește. Acest sprijin pe care el l-a dat prin fundațiile regale, atât literaturii cât și Muzeul Satului, se vede clar că fără un impuls din partea unui mecena, probabil că aceste lucruri nu s-ar fi întâmplat. Muzeul Satului, noi știm că îl atribuim lui Dimitrie Gusti, dar în spatele lui Dimitrie Gusti este un mecena care pentru mine e un fel de Lorenzo de Medici, un fel de acești mecena renascentiști, fără ajutorul cărora poate renașterea n-ar fi fost posibilă. Eu nu știu dacă editura Cugetarea a bunicului meu a primit vreun sprijin din partea fundațiilor regale. Știu că primele scrieri ale lui Eliade și Cioran au fost publicate la Cugetarea, dar apoi, sigur, au fost preluate de alte edituri sprijinite direct de fundațiile regale. Și, deci, i-a popularizat. Ceea ce nu ne oprim doar aici, când un cunoscător de cultură popularizează ceva, înseamnă că și înțelege, înseamnă că și, deci el într-un fel, i-a descoperit pe Eliade, Cioran și alți scriitori ai noștri interbelici.